Furnizorii de energie electrică sunt luați cu asalt de oameni în aceste zile. Mehedințenii așteaptă la cozi de la primele ore ale dimineții pentru a afla informații despre modificarea contractelor. Aceștia sunt speriați de creșterea facturilor și încă nu au primit răspunsuri la cerințele pe care le au. Speriați de creșterea facturilor la curent, mulți mehedințeni stau la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru a cere detalii la birourile de relații cu publicul ale furnizorilor de energie electrică. Piața s-a liberalizat de la 1 ianuarie, însă oamenii nu au fost informați prea bine de către autorități. Suntem aici ca proștii toată ziua. Ce părere aveți, doamne, despre situația aceasta? Păi nu-i bună, păi să stai tot timpul numai aici. Atâtea ori și în frigul ăsta nici măcar înăuntru nu ne lasă să stăm. Informații primiți în legătură cu cerințele dumneavoastră? Nu. Se uită pe actele alea un pic și pe urmă du-te că nu-s bune. Și atâta... Dumneavoastră, aici la accesul ăsta nu dau ăștia numele. Da, pentru acest, ca să văd și merg mai departe, de exemplu eu. M-am căsătorit cu prima muire, merg mai departe cu ăștia, altul nu trebuie să iau. Da. Mi se pare normal cum țin sute de oameni la cozi. De fapt, nu e bine că miște de oameni acolo, ar fi bine să vie să bea și plata de unde este noi la țară. Eu sunt bătrân, 75 de ani. Dumneavoastră veniți de la țară până aici pentru nimic oarecum, da, nu? Da, dar venim pentru nimic, dar trebuie să vin, că mi-a trimis acasă să mă prezint și eu, ca fiecare bătrân, ca să n-am necazuri. Adică am început pe o mărită de pensie 40 ceva de ani, pe și acum să-mi iau așa deja. Oamenii sunt nemulțumiți de această situație. Pentru cei mai mulți dintre clienți, această veste a fost o surpriză. Consumatorii nu au fost informați că pot încheia contracte mai avantajoase, iar cei care cunosc acest lucru nu au la dispoziție informații precise legate de oferte și comparații clare ale acestora. Aceea e dramatică. Că n-a venit nicio înștiințare, nimic referitor la... Cum se zice asta? Nu vine acum. Vine. Să vedem ce ne alegem. Vorba de un contract, să dea ei o ofertă. Dacă nu vin nici scris, nimic, uitați ce e aceea și ce să facem? Așteptăm. Se pare normal să țină sute de oameni fără distanțarea socială? Poftiți? Mi se pare normal să țină sute de oameni fără distanțarea socială. Cum să ni se pare normal? E ceva anormal. Păi, adică cine poate să stea și pe cine să vorbești și ce să întrebe aceea? Adică sunt probleme cu care ne confruntăm. Așteptăm, scris acasă n-a venit, aici pe cine să întreb? Am venit să văd și plec înapoi ce să stau aici la coada asta. Foarte bună. Stăm la rând. Cu măștile pe figură și aproape degeaba. Să fiu la rând degeaba și în final să chiosim fidelul lor și să plec acasă. Ați primit nicio informație? Nimic. Nu, n-am primit absolut nimic. Și există fata de aceea că să fie degeaba la rând, că sunt fidelul lor și rămân în continuare tot la ei.